Stimată biserică, iubiți credincioși, vă invit să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, în capitolul 5. Și citim doar primele 13 versete din capitolul acesta, un subiect nu foarte ușor, nu foarte digerabil, dar un cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a venit la rând, pentru că mergem la rând prin cuvântul lui Dumnezeu și predicăm tot planul lui Dumnezeu. Iată-ne așadar la 1 Corinteni, în capitolul 5, citim de la 1 la 13, abordând în dimineața aceasta subiectul disciplinării credinciosului care persistă în păcat. Așadar, urmărim subiectul acesta, vă invit să ne ridicăm cu toții, deschizând Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 5, citim cuvântul Domnului de la versetul 1 până la versetul 13, urmărind subiectul acesta al disciplinării. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăresc, cu un astfel de om. Nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru, pe răul acela. Amin. Amin. Doamne Tată, ne închinăm înaintea Ta. Ne închinăm în smerenie, în simplitatea noastră, cea de toate zilele, și Te recunoaștem ca un Dumnezeu drept, ca un Dumnezeu sfânt, ca un Dumnezeu bun și îndurător, un Dumnezeu care nu ne face după meritele noastre. De aceea, Doamne, mulțumim pentru har și mulțumim pentru iertare și mulțumim pentru această vreme de libertate în care ne putem împăca și cerceta. Doamne, Te rog în ziua de astăzi să ne dai învățătură și minții și inimii noastre. Ajută-ne, Doamne, ca fiecare dintre noi să ne cercetăm în lumina cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, ca noi, dacă ne credem tari, să fim cu băgare de seamă, să nu alunecăm. Iar acolo, Doamne, unde este cădere, unde este abatere de a cuvântul Tău, acolo unde este nepăsare, răzvrătire, ură, vrăjmășie, pismă, Te rog, Doamne, să intervii prin Duhul Sfânt. Doamne, ești puternic, ești tare, ești sfânt, ești drept, ești singurul care merită toată gloria. De aceea, în ziua aceasta, vrem să Te vedem la lucru în adunarea Ta. Doamne, adu har de pocăință, ajută, Doamne, ca pocăiții să se pocăiască, ajută, Doamne, ca nepocăiții să se pocăiască și ajută-ne, Doamne, ca împreună să căutăm să ne îndreptăm viața după cuvântul Tău. Doamne, în numele Domnului Iisus m-a rugat prin Duhul Sfânt, fii lăudat, fii glorificat în veci. Amin. Amin. Voi invit să reocupați locurile. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să
Trecem cu bine prin subiectul acesta din 1 Corinteni, capitolul 5, un subiect care face parte din învățătura pe care o aduce Apostolul Pavel bisericii din Corint. Am lăsat prima secțiune, prima parte a epistolei acestea cu cele patru capitole, trecem la o parte tranzitorie, la capitolul 5, capitolul 6, pentru a intra în partea majoră a epistolei acestea, începând cu versetul 1 din capitolul 7, Pavel vorbește bisericii din Corint și este ușor moldovean în abordare, da, ca să amintesc exprimarea lui Alex de dimineață, a lui Sasha, pardon, de dimineață. Pavel este direct, extrem de tăios, cu asperități în limbaj, nu cruță pentru că vorbește despre viitorul și despre soarta credincioșilor din vremea de atunci. Îi mustră Apostolul Pavel pentru că sunt mândri, sau avem noi românescul nostru cuvânt, sfuduli, da? Erau așa de mândri, niște credincioși, niște urmași, ziceau ei al lui Hristos, dar erau extrem de aroganți, dacă ați observat. Pavel condamnă mândria lor, condamnă aroganța lor și condamnă faptul că se lăudau, da, se dădeau mari, erau lăudăroși și se lăudau temiri cu ce, erau aroganți, spunând că au cunoștință, și Pavel zice cunoștința îngânfă, dacă vă uitați, Pavel trebuie să le demonteze întreaga lor filozofie, se îndepărtaseră de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu, lăsaseră Evanghelia și o considerau o hrană slabă și plecaseră către filozofia și învățătura vremii de atunci. Evanghelia era pentru ei acea nebunie, acea învățătură nebună sau prostească a vremilor. Și chiar dacă erau partea bisericii, se îndepărtaseră de Cuvântul lui Dumnezeu și se lăudau cu acea hrană tare pe care o căpătaseră, acea filozofie pe care o adoptaseră. De asta Pavel, ironic, le zice, iată-vă sătui, zice, ați ajuns acum să aveți hrană din belșug, iată-vă ce tari sunteți. Și în conformitatea filozofiei de vremea de atunci, cine era inteligent, cine era intelectual, cine era înțelept, era considerat a fi rege și zice, iată vă împărățind acum, măcar de a se împărăți, totuși le zice Pavel. O a doua problemă pe care o abordează Pavel este tot conexă celeia din tâi, pe lângă faptul că, din punct de vedere intelectual, se îndepărtaseră de Cuvântul lui Dumnezeu, se lipiseră de filozofia din vremea de atunci, atitudinea lor este mereu contestată de Apostolul Pavel, zice, sunteți mândri, asta este principala voastră problemă, sunteți mândri și vă mândriți cu filozofia și vă mândriți cu liderii pe care îi aveți. Și se împărțiseră, din câte se înțelege din Cuvântul lui Dumnezeu, se împărțiseră pe tabere, fiecare căutând să se identifice cu un anumit slujitor și, bineînțeles, Pavel nu acceptă lucrul ăsta, repară și dacă ați văzut mereu în capitolul 4, chiar în capitolul 3, Apostolul Pavel caută să-i facă pe credincioșii din Corint să înțeleagă cum anume trebuie să privească lucrarea și lucrătorii și întreaga slujire. În fine, de la capitolul 5, Pavel trece de la păcatele astea mai intelectuale, care au de-a face cu intelectul, cu atitudinea, trece la trei păcate care sunt mult mai carnale, mult mai firești. Și dacă v-ați uitat în capitolul 5, vorbește despre incest, vorbește despre o relație incestuoasă, un păcat deosebit de grav întâlnit în biserica din Corint. În capitolul 6 vorbește despre procese, despre judecăți și tot în capitolul 6, în aceeași categorie, așează și prostituția. Așadar, capitolul 5, în întregime, se vorbește despre această relație incestuoasă, accentul picând pe partea disciplinării într-o asemenea situație. Capitolul 6 vorbește despre un alt păcat, păcatul proceselor și a credincioșilor care se judecau între ei. Dacă ați observat în versetele pe care le-am citit, Pavel zice, nu-i treaba noastră a bisericii să-i judecăm pe cei din lume, zice, biserica trebuie să facă judecată, să judece în cadrul, în contextul ei, în țarcul bisericii și acolo să limpezească lucrurile. Și cel de-al treilea păcat este păcatul prostituției, despre care vorbește în capitolul 6. În capitolul 5, cu precădere, Apostolul Pavel vorbește despre disciplinare. Când și pe cine trebuie să disciplineze? Apostolul Pavel vorbește despre credincioși, da? Biserica este cea care disciplinează credinciosul.
Care credincios trebuie disciplinat? Credinciosul care persistă în păcat. Da, este vreunul fără de păcat? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Da, toți au păcătuit. Da, ce înseamnă că Pavel sugerează o perfecțiune din partea tuturor? Sub nicio formă. Și apostolul Pavel cheamă biserica și o obligă, și vorbim în primul rând despre obligativitatea disciplinării acesteia, a credinciosului, nu a celora din lume, ci credinciosul care persistă în păcat. Cine trebuie sau ce credincios trebuie disciplinat? Acela care persistă în păcat. Dacă v-ați uitat în versetele pe care l-am citit, Pavel obligă biserica, dacă v-ați uitat în versetul 2, îi mustră, zice, v-ați mândrit, v-ați lăudat, cu ce să lăudau? Să lăudau cu această relație incestuoasă și zice, voi v-ați fălit, da? În loc să fi dat afară din mijlocul vostru pe individul care persista în păcat. Asta este în versetul 2. În versetul 5, Pavel zice, un asemenea păcătos, un asemenea om trebuie dat pe mâna satanei. Și o să amintim puțin despre ceea ce înseamnă. În versetul 5, versetul 7, apostol Pavel zice, măturați-l, da, aluatul vechi, plămădeala asta veche, trebuie dat afară. Biserica este cea care mătură, care face curat, care dă pe mâna satanei, care îl elimină din părtășia bisericii. Asta nu înseamnă că biserica decide soarta sau mântuirea credinciosului. Asta este treaba lui Dumnezeu. Versetul 13 concluzionează apostolul Pavel obligând biserica. Uitați-vă, este a patra oară când spune dați-l afară. E o obligativitate care face parte din viața bisericii. Nu știu dacă vă place subiectul, dar în mod evident este o practică necesară, naturală, a unei biserici sănătoase. Din ce cauză? Și Pavel aduce în atenție, în primul rând, imoralitatea credinciosului. Da? Zice, dacă ați observat, nu vorbește cu cel exclus, cu ăla de trebuie dat afară. Pavel vorbește cu biserica, zice, dați-l afară din ce cauză? Din pricina imoralității lui. Și sunt două detalii aici pe care le putem lua în seamă. Un prim element aici apare acea posibilă însoțire nelegitimă, acea înjugare nepotrivită despre care citim în Corinteni, în a doua epistolă, în care Pavel zice, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Da, zice, în momentul în care cineva se înjugă la un jug nepotrivit, respectivul trebuie dat afară. Asta este chemarea. De unde știm că a fost o înjugare nepotrivită? Pentru că la raport, dacă v-ați uitat, nu este chemată și femeia respectivă, ci doar bărbatul respectiv. Zice, el probabil credincios, ea probabil necredincioasă. Pavel zice, nu este treaba noastră să facem ordine în grădina celor din afară, nu noi ne ocupăm de cei din lume, ci treaba bisericii este să se ocupe de cei din cadrul bisericii. Și zice, el foarte posibil să fi fost într-o însoțire, nu după voia lui Dumnezeu, trebuia administrată o măsură disciplinară și apoi, imoralitatea acestui om consta într-o relație incestuoasă. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu dacă era căsătorit sau pur și simplu trăia la negru, cum ar zice cineva, cu mama vitregă. Și Pavel zice, așa imoralitate și așa stare de păcat nu poate fi tolerată de biserică. Dacă v-ați uitat în Leviticul, în capitolul 17, Vechiul Testament vorbește despre relația aceasta păcătoasă și o identifică ca fiind aducătoare de moarte. Pedeapsa pentru astfel de relație este moartea în Vechiul Testament. Deuteronom, capitolul 22, aduce în discuție și abordează același subiect. Ba mai mult, Pavel zice, avem o problemă, zice, standardele voastre a bisericii din Corint și a credinciosului erau așa de joase și așa de lipsite de valoare pentru că erau mai jos decât erau păgânii. Nu știu dacă v-ați uitat în cuvântul Domnului, zice, o curvie din acelea care nici măcar la păgâni nu se pomenesc. Cicero este cel care vorbește despre o fată care s-a logodit la 12 ani, s-a căsătorit la 16 ani și a rămas văduvă la 22 de ani. În contextul ăsta aduce în discuție subiectul ăsta al
unor astfel de relații incestuoase. Și Cicero zice, în conformitatea legii romane din vremea de atunci nu era îngăduită, zice, și Pavel zice, uitați-vă că păgânii, uitați-vă că legea romană nu îngăduie un asemenea mod de relaționare. Da? E în primul rând problema unor însoțiri păcătoase, nu era după voia lui Dumnezeu o înjugare nepotrivită. Al doilea lucru, zice, e o relație incestuoasă. Și Pavel vorbește aici despre acea înjugare, vorbește despre acele standarde joase ale credinciosului, dar în același timp în abordarea lui, el atinge mai degrabă infatuarea congregația credincioșilor, da? Pe de o parte aduce în discuție imoralitatea, dar pe de altă parte vorbește unei congregații infatuate, ce înseamnă încântată de ea însăși, mândră, îngânfată, și să ne ferească Dumnezeu de mândrie și de o mândrie păcătoasă, să ajungem să ne mândrim cu păcatele noastre. Nu știu dacă ați observat, sunt oameni care se pocăiesc cu adevărat și sunt oameni care pretind că se pocăiesc. Și sunt oameni care, pretinzând că se pocăiesc, își depun într-un anumit fel mărturia. Avem tot felul de vedete și vedetuci din astea, care umblă lăudându-se prin bisericile noastre cu starea păcătoasă și cu păcatele lor, cu ceea ce au făcut înainte și cât de grozave au fost ei înainte de a frecventa vreo biserică. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să ne pocăim cu adevărat în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pavel vorbește congregației, vorbește bisericii și zice, dați afară, administrați măsură disciplinară, nu vă puteți scuza, nu puteți pretinde că nu știți. Știau sau nu știau? Ce credeți? Știau de păcatul respectivului din biserică? Păi cum începe versetul 5? Zice, din toate părțile, se spune că între voi este curvie. Da? Vorbim despre acea publicitate a păcatului. Zice, nu puteau să se scuze. La noi așa se întâmplă câteodată, știe toată adunarea, ultimul care află e păstorul sau comitetul, vorbește tot satul și zice, băi, ultimul care află. Dar de data aceasta nu se puteau scuza. Ceea ce spune Pavel, zice, din toate părțile, vorbește societatea, lumea care vă înconjoară, vorbesc bisericile, vuiește lumea, vuiește satul, vuiește orașul, cetatea, dacă vreți, din pricina păcatului respectivului. Care era problema? Era afectată mărturia bisericii în societate, da? E clar, dacă ei aveau standarde mai joase decât societatea, ce motiv aveau ca păgânii din Corint să se încreștineze, nu-i așa? A doua problemă, mărturia lor printre evrei. Cunoașteți acea latură, acea aripă extremistă din cadrul evreilor și faptul că mereu și mereu i-a fost contestată slujirea apostolului Pavel. Și mai aveau un prilej de a lovi, exact cum se întâmplă și în vremea noastră. Dacă unul păcătuiește în adunare, cine credeți că e vinovat? Păstorul, nu-i așa? Dacă ăsta curvește, dacă ăsta trăiește în neorânduială, Pavel s-a așteptat să fie atacat de evrei, de evrei extremiști, latura aceea iudaizatoare, care voia ca Evanghelia să rămână doar în contextul iudaic. Și Pavel zice, vorbește lumea, vorbesc evrei și vorbesc neevrei. Și lucrarea lui era vorbită de rău în loc să fie susținută și încurajată, pentru că Pavel nu făcea nimic altceva decât să propovăduiască, să transmită Evanghelia, fără vreun interes ascuns. Vorbim despre disciplinare în contextul credinciosului care persistă. Dacă v-ați uitat în versetul pe care l-am citit, versetul 1, nu se vorbește despre o stare de păcat de moment. Da, au fost oameni care s-au îmbătat odată și atât a fost. Au fost oameni care au păcătuit odată, s-au pocăit, s-au căit, au plâns înaintea lui Dumnezeu și atât a fost. De data aceasta, Pavel nu vorbește despre un păcat ca un accident. Nu vorbește despre păcatul acesta ca o situație sau ca o perioadă mai scurtă, ci vorbește despre păcatul acesta ca fiind persistent. Dacă vă uitați, este un prezent continuu în versetul 1, zice, din toate părțile se spune că între voi este.
ce biserica trebuie să intervină pentru că este păcatul acesta, pentru că e o stare, de fapt, pentru că e o perseverență, e o persistență în starea aceasta păcătoasă și pentru că respectivul nu în mod accidental a comis păcatul respectiv, ci ca stil de viață a comite prezent, trecut și probabil intenționat și în viitor să trăiască. Un alt lucru pe care l-aduce Pavel în discuție are de-a face cu periculozitatea sau gravitatea acestui păcat. Nu știu dacă nu vă fascinează lipsa de reacție a bisericii. În loc să reacționeze, biserica se laudă. Cu siguranță au găsit explicația la păcatul acesta. Cu siguranță au găsit un raționament, cu siguranță au găsit o explicație filozofică, cu siguranță au găsit, în vremea de atunci, erau mulți deștepți în adunare, mulți filozofi în vremea de atunci găsiseră o explicație teologică. Dacă v-ați uitat mereu și mereu mai departe, Apostolul Pavel abordează problema aceasta a libertății în Hristos, dar greșit înțeleasă. Zice, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar zice, domnule, dacă toate lucrurile îmi sunt îngăduite, pot să fac ce vreau. Și Pavel zice, n-ați înțeles nimic. Biserica nu trăiește la voia întâmplării. Era acea dihotomie filozofică, partea materială este păcătoasă, nu contează cum trăiești, nu contează ce faci cu trupul tău, pentru că și așa nu poate moșteni veșnicia. Ceea ce contează este partea spirituală. Și Pavel zice, mare problemă. Zice, dați, dar afară. Care era problema majoră a bisericii? Nu mai era șocată, nu mai era uimită, mirată de păcatul din biserică. Și în momentul în care nu te mai șochează păcatul, ai rămas fără apărare. Lasă-l, domnule, că e om cu bani. E foarte posibil să fi fost unul dintre patronii din vreme de atunci. O, iată-vă bogați, iată-vă împărățind, iată-vă având cunoștință. Și probabil ajuta și lucrarea. Da? Și dacă te-ai luat de unul cu bani, ce se întâmplă când te-ai luat de unul cu bani? Nu mai dă bani la biserică. Păi dacă nu mai dă bani la biserică, suferă toată adunarea, nu-i așa? Și îl lăsăm. Mai găsim o explicație teologică, ușor filozofică, lasă-l că-i din neamul locutare, lasă-l că-i din neamul nostru. Și Pavel zice, dați afară, mereu și mereu, dați-l afară. Nu ne place, dar zice, administrați măsura aceasta. Care-i metoda? Care-i metoda? Este metoda cristică. Dați-mi voie să vă plimb puțin prin Evanghelie. Evanghelia după Matei. Cine nu cunoaște Evanghelia după Matei? Hai să vă întreb, ați greșit vreodată cuiva? Nu? Nu am greșit, dar intenționăm, spuneți, nu? Tragem nădejde. Da, sunt oameni care nu greșesc niciodată. Da, avem cazuri și de asta ei nu sunt vinovați niciodată. Mai rar și mai grav de soția care are un astfel de bărbat care nu greșește niciodată și invers. Ferească Domnul de soția care ea nu este niciodată vinovată, numai bărbatul mereu e vinovat. Și noi știm că atunci când vrei să aprinzi un foc, ai nevoie și de băți și de cutia aia. Da, mai sunt astfel de situații, de conflicte. Pavel vorbește despre oamenii aceștia, despre omul acesta vinovat, și prezint o metodă. Este nimic altceva decât acea metodă cristică, acea metodă prezentată în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, în care Pavel zice, dacă vreodată cineva ți-a greșit, dacă fratele tău a păcătuit, versetul 15 din Matei 18, zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să faci cu el? Spune la adunării, nu? Asta zice cuvântul lui Dumnezeu? Nu, zice, dacă fratele tău ți-a greșit cumva, nu știu cum. Dacă ți-a păcătuit, asta este exprimarea biblică, dacă a făcut ceva care te-a deranjat pe tine, ce să faci? Cui să-l spui? Te duci la el, îl abordezi personal. Este acel aspect al disciplinării care are de face cu o abordare personală. Deci te duci personal, mi-ai greșit, am venit să-ți spun, îl confrunți personal, e acea discuție între 2, 3, 4 ochi. Și ai rezolvat problema. Versetul 15 zice, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ce spune cuvântul Domnului? Ai câștigat pe fratele tău. Doamne, ce simplu, s-a rezolvat, nu-i așa? Aveți astfel de experiențe? Te-ai dus, i-ai spus, v-ați iertat și de atunci sunteți prieteni.
Sunt cazuri în care nu se rezolvă lucrurile așa. Domnul Iisus zice, dacă nu te ascultă, ce să faci? Dă-l primul la comitetului. Zice, nu, nu mai ia unul sau doi frați cu tine. Deci, care e motivul? Versetul următor spune, versetul 16, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Foarte interesant, da? Du-te treptat, progresiv, caută să rezolvi problema aceasta de la mic la mare. Dacă nu te ascultă nici în cazul ăsta și nu-i ascultă nici pe cei doi sau trei martori cu care te-ai dus, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Observați, este acea progresivitate în soluționare. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Observați că biserica este cea care are posibilitatea în situație extremă în care nu se poate rezolva altfel vreo problemă. În momentul în care au fost epuizate orice alte posibilități, biserica este cea care intervine și dacă respectivul n-ascultă de biserică, respectivul devine acel vameș, acel om care are nevoie de Evanghelie, căruia trebuie să se propovăduiască Evanghelia în vederea pocăinței și în vederea mântuirii. Ăștia sunt pașii. E acea abordare personală și este acea abordare publică. Cine face disciplinarea? Pavel, comitetul din Corint sau adunarea? Vă rog să mă ajutați puțin. Comisia de la Haga rezolvă problema bisericii din Corint, nu-i așa? Zice cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 2, partea a doua pe final, până la 5, că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut astfel de faptă în numele Domnului Iisus, voi, adică adunarea, și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Congregația este cea care decide excluderea și disciplinarea în această situație în care congregația este informată deja despre situația aceasta păcătoasă. E scop corectiv, am putea vorbi. La ce ar trebui să ducă o disciplinare? Da, probabil știți că din punct de vedere statutar există patru măsuri disciplinare. Este acea mai simplă în care păstorul mustră pe cineva și foarte bine când s-au rezolvat lucrurile la nivel de mustrare, cu toate că sunt unii care vor detalii, care vor să savureze toate mizeriile și unii zice, sunt cazuri în care se rezolvă printr-o mustrare. Câteodată e nevoie de implicarea comitetului, altădată vorbim despre disciplinare, asta înseamnă o anumită restricție, îngrădirea anumitor drepturi și măsura extremă produsă de lipsa de pocăință a celui care este adus în discuție, vorbim despre excludere. Ce anume urmăresc măsurile acestea? Anume corectarea respectivului sau a respectivei care trăiește în păcat. Ce înseamnă? Iubește sau nu iubește biserica pe cel pe care îl disciplinează? Ce ziceți? Da, zice, domnule, e ură, are ceva cu el, are ceva cu neamul lui, zice, l-a exclus, l-a vânat, domnule, l-a avut, sau știu eu, domnule, n-are pe nimeni, n-are spate și pentru că n-are spate, au disciplinat-o și au dat-o afară, sau știu eu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei, în capitolul 12? Vreau să vă citesc câteva versete ca să înțelegem parte din ceea ce presupune disciplinarea aceasta. Auziți cuvântul Domnului din Evrei 12:5. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe cine? Pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Ce vorbește Apostolul Pavel, zice că Dumnezeu pedepsește pentru că
iubește. În mod normal, biserica disciplinează în dragoste, cu scopul îndreptării celui căzut. Faptul că biserica disciplinează pe cineva este dovada dragostei. Dragoste față de Hristos, față de trupul lui Hristos, față de biserică, dar în același timp, disciplinarea este dovada dragostei față de cel care trăiește în păcat. Așadar, disciplinarea nu se face în ură, nu se face la ambiție, nu se face în dorința de a plăti anumite polițe, ci disciplinarea este rezultatul preocupării sincere de situația celui disciplinat, a dragostei față de Hristos și a dragostei față de cel disciplinat. Ce se urmărește pocăința? Dacă vă uitați în a doua epistolă, în capitolul 2, unde se vorbește despre cel care a fost exclus, dat afară, Pavel vorbește despre mâhnire. Și ați observat tranziția aceasta de la mândrie la modestie în capitolul 4. Această tranziție în capitolul 5, de la mândrie la mâhnire, capitolul 5. Cine trebuie să se mâhnească când este disciplinat cineva? În primul rând, cel disciplinat. Acea mâhnire sinceră, nu mâhnirea pentru că a fost prins. Dom'le, îmi pare rău că m-a prins. Și uite-te cât sunt care nu sunt prinși și pe ei nu-i vede nimeni, dar pe mine m-a văzut. Nu este pocăință. Aia nu-i pocăință, sincer, e părere de rău că m-a prins. Nu că am păcătuit. Ce spune Pavel, vorbește despre mâhnire. Vorbește despre mâhnirea lui, a lui Pavel, vorbește despre mâhnirea multora din biserică și vorbește despre mâhnirea celuia care păcătuise. Și Pavel vorbește despre întristare. Dacă v-ați uitat, zice, v-am scris cu multă mâhnire, nu se bucură de situația din Corint, de starea lui păcătoasă. Zice, v-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care... Da, zice, voi ați ajuns la întristare și întristarea aceasta duce la mântuire, dar am scris să vedeți dragostea mea față de lucrare și față de biserica din Corint. Zice, dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult, da? Pavel știa că o parte dintre ei, într-adevăr, erau întristați, o parte n-avea nicio treabă, dar versetul 6 zice, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Da? Omul acesta conștientizează starea păcătoasă, se mâhnește, se întristează de starea aceasta păcătoasă, se îndreaptă și Pavel zice, acum că omul s-a pocăit, faptul că omul și-a corectat viața, zice, voi de ce îl mai țineți sub măsura aceasta disciplinară? Zice, este de ajuns, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă. Mai multă ce? Ambiție prostească? Nu, zice, de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. V-ați arătat dragostea față de el disciplinându-l și administrând disciplinare, arătați-vă dragostea și reprimindu-l. Da? Uitați-vă la mâhnirea lui, uitați-vă la întristarea lui, uitați-vă cum a suportat și cum a purtat pedeapsa aceasta. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Ce zice Pavel? Pe cine iertați voi? Îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu? Dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Care-i scopul? Reabilitării și reprimirii, zice, ca să nu lăsăm pe satana ce să facă? Să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile, despre planurile lui. Așadar, se vorbește despre întristare, despre pocăință, acea întristare după voia lui Dumnezeu, producătoare de pocăință. Ba mai mult, în urma pocăinței, Pavel vorbește în a doua Tesaloniceni despre faptul că omul care a fost disciplinat trăia o neorânduială, zice, nu-l tratați ca vrăjmaș. Da? Erau leneși ăia din vremea de atunci care vorbeau despre venirea Domnului și nu voiau să lucreze nimic. Erau mari filozofi. Și Pavel zice, la disciplină cu ei, nu vrea să lucreze, nu vrea să muncească. Da? Disciplinat să fie. Zice, da, disciplinați, dar să nu... Nu percepeți ca vrăjmași. Apoi, în Galateni, în capitolul 6, vorbește despre reabilitarea lui cu acel duh al blândeții, constatându-se
pocăința și întristarea celui care a trecut prin măsura aceasta disciplinară. Biserica este oarecum așa asemănată cu un spital, acel punct UPU, da? Primirea urgențelor, nu mă pricep, nici nu vreau să am de-a face cu... Dar într-un anumit sens, într-o anumită măsură, biserica este cea care este compusă de oameni păcătoși. Cei ce suntem aici, suntem oameni imperfecți, dar care veghem unii asupra altora, dorind din dragoste îndreptarea celor asupra cărora se administrează măsuri de disciplinare. Motivul de ce ar trebui să disciplinăm? Când ne supără, ne enervează, nu ne place. Da? Sunt unii care trăiesc cu lucrul ăsta, vin la adunări generale să vadă, domnule, cui e mai... Da? Pamela zice, mătura s-a luat-o, care e problema? Zice, un păcat nu rămâne izolat. Așa? Nu rămâne izolat un păcat. Vă plac merele sau nu vă plac merele? Da, mie îmi plac. Care e problema cu merele? Le-ai pus frumos în ladă? Și dacă nu te duci să le vizitezi din când în când, riști să găsești o ladă de mere putride. Care e problema? Toate au fost putride la început. Un măr a fost atins. Și unul face ca mizeria respectivă să fie generalizată. Da? Păcatul este contagios. Vorbim despre un cancer care trebuie eliminat. Mulțumesc. Mulțumesc de ajutor. Care este motivul? Tocmai pentru că dacă nu se intervine, consecințele păcatului sunt mai mari decât consecințele intervenției. Care este logica? Nu intervenim pentru că dai în unul, țipă, doi. Ceata. Da, nu dăm în el pentru că este din neamul locutare, mai are pe nu știu care în comitet, în neam cu păstorul, este fiica lui fratele lui Văru și avem noi explicații și nu intervenim. Pavel zice, nu contează din neamul cui, nu contează banii pe care are, nu contează că e un tip deștept, nu contează care, sau știu eu ce, zice, dați-l afară, zice, disciplina la el. Da, în cele de urmă tot Pavel zice, ca o dovadă a dragostei, pentru că omul s-a îndreptat. Da? L-ați iubit dându-l afară, iubiți-l acum, primindu-l înapoi, constatând întristarea lui și îndreptarea lui. Asta zice, nu avem vreme să intrăm în atmosfera asta de bucătărie aici, plămădeala, aluatul, nu știu dacă vă place să frământați. Da? Ca să crească pâinea. E mai ușor să o cumpărăm pâine, da? Ce zice Pavel? Zice Pavel mai departe, ne arată sfera în care trebuie administrată disciplinarea. Și am să amintesc câteva lucruri. Pavel zice, nu este treaba voastră să faceți ordine cu cei din lume. Este treaba altuia. Nu este treaba voastră. Noi suntem foarte interesați de ceea ce se întâmplă în afară, cât de păcătos e ăla de pe antene sau ăla altul de pe ce postul mai sunt, Digi sau știu eu care, cum. Zice, treaba lui Dumnezeu, judece-i Dumnezeu pe ei. Treaba voastră este ce se întâmplă în biserică. Judecați-vă în biserică, judecați-vă între voi, nu comiteți păcatul judecăților la cei din lume. Dacă vă uitați imediat, Pavel face tranziția aceasta pe finalul capitolului 5 către capitolul 6 și abordează cel de-al doilea păcat al judecăților, cel al treilea păcat al prostituției. Care-i sfera? Ce anume trebuie disciplinat? Imoralitatea din biserică. Asta spune. Idolatria din biserică. Nu știu când ați auzit ultima dată pe cineva să fie disciplinat pentru că este idolatru. Da, domnule, se închină la idol. La ce idol? Are el. Pentru relațiile acestea imorale am auzit. Pentru idolatrie, pentru defăimare. Da? Aveau și ei mol pe vremea de atunci. Aveau și ei participanții la discuțiile astea, la mesele rotunde, în care bârfim pe toată lumea, vorbim de rău pe toată lumea, nimeni nu este bun, nimeni din adunare, nimeni din politică, nimeni nu este bun. Vorbim de rău, nu contează cine e în comitet, pentru că a intrat în comitet, domnule, nu este bun pentru că este păstor, nu este bun pentru că e la cor, nu este bun pentru că recită o poezie, nu este bun pentru că nu-i din neamul meu, nu este bun și chiar dacă este din neamul meu, nu-i mai bun decât mine. Da?
Asta este defăimarea. Dacă vă uitați, Pavel vorbește celor din Corint și zice, aveți grijă cum îl primiți pe Timotei. L-a rugat pe Apollo, cel care e păstorit, să ziceți, vă viziteze. Apollo zice, nu, nu vrea să se ducă. Îl trimite pe Timotei, probabil în tinerețea lui, a pornit cu avânt, zice, nu-l disprețuiți. Nu îl disprețuiți. Ce credeți? L-au disprețuit sau nu? Cu siguranță l-au disprețuit, pentru că era prea tânăr. Dacă e bătrân, zice, domnule, ce știe un bătrân? E depășit, nu-i așa? Vă amintiți vorba fratelui Samuel. Și domnule, când ești bătrân, nu te ascultă nimeni că ești bătrân. Când ești tânăr, băi, Mucea, ce știi tu, cine poți spune? Iertat în fie exprimarea. Dispreț. Da? Și defăimare. Și Pavel zice, în astfel de situații, disciplinare, când ați auzit de disprețuitori, excluși, de defăimători, excluși, de bârfitori, de vorbitori de rău. Pavel nu se oprește aici, vorbește despre lăcomia aia de bani, despre excroci, aia care vor să te prostească. Nu știu dacă ați auzit vorba în care spune, zice, cu pocăiții se numești decât la cântat și la rugat. De ce? Pentru că dacă ai nimerit un pocăit ca lumea, te-o prostit de vorbești singur. Și foarte interesant să ai lucrători sau să ai meseriași cu care să lucrezi și să-l vezi că e frate cu tine și caută să te prostească și caută să-ți ia banul. Și Pavel zice, disciplină. Bețivii. Are Pavel mare problemă cu bețivii de acolo. Zice, vă adunați la cina Domnului în capitolul 11. Da, asta e lista și nu e o listă exhaustivă. Apare în versetul 11, bețivi sau hrăpăriți cu un astfel de om, nici nu trebuie să mâncați. Dați-l pe mâna satanei, în sensul că îl scoateți din părtășia bisericii. Lăsați-l înapoi în influența Domnului Puterii Văzduhului. Satan este cel care stăpânește peste lumea aceasta, lumea zace în cel rău. Și Pavel zice, scoateți-l din părtășia bisericii, din sfera aceasta de influența lui Dumnezeu. Nu biserica decide mântuirea, biserica decide să-l disciplineze în vederea corectării. Se poate atinge Satan de suflet? Ce zice? Uitați-vă în versetul 5, zice, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, ca să ce? Pentru nimicirea cărnii. Da? Pare-se că Dumnezeu poate îngădui uneori să se atingă Satan de pielea omului, de carnea omului. Scopul este reabilitarea. Uneori suferința vine nemotivat, spunem noi. Omul trăiește în curăție, în sfințenie și suferă. Uneori oamenii zic, domnule, pentru că este bolnav, înseamnă că a păcătuit, înseamnă că l-a bătut Dumnezeu. Este un episod în Scriptură în care ucenicii vin la Domnul Iisus și zice, cine a păcătuit? Omul care s-a născut, da? Și zice, el a păcătuit? Păi n-avea cum dacă s-a născut bolnav. Înseamnă că au păcătuit părinții lui. Păi atunci Dumnezeu nu mai este drept. De ce pedepsește Dumnezeu păcatul părinților în copii? Și Domnul Iisus zice, respirați, stați liniștiți, n-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate slava lui Dumnezeu. Însă, în Corint, pare să că suferința era consecința păcatului. Dacă v-ați uitat în capitolul 11, din pricina aceasta, în versetul 30, în contextul cinei, zice, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Da? Vorbește despre moarte. Din cauza păcatului. Și Pavel zice, faceți disciplinare, disciplinați credincioșii care persistă în păcat. Vorbește despre obligativitate. Nu se negociază, nu e sugestie, nu e recomandare, este obligatoriu din partea bisericii. Nu-i plăcut. Se vorbește despre motiv. Motivul este că păcatul e canceros, malign, da, se extinde. Metoda, ați văzut-o, acea metodă cristică, sfera pentru atâtea și atâtea păcate. Ne uităm în dimineața aceasta în grădina noastră. Acolo unde a fost administrată disciplinare într-un fel sau în altul. Disciplinarea țintește îndreptarea. Și ce mare bucurie este în cer când un suflet se pocăiește. Ce mare bucurie este pentru adunarea care reabilitează pe cineva care se pocăiește.
Și anume, trebuie să disciplineze biserica frații. Trebuie să disciplineze. Sau pe cei care își spun frați. Da? Nu e mai greu să ne dăm seama dacă sunt frați sau dacă doar pretind că sunt frați. Treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim o biserică sănătoasă, cu o practică sănătoasă. Și dacă Dumnezeu a îngăduit har de pocăință, să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim, noi pocăiți. Dumnezeu să aibă milă de mine, păcătosul, cel de întâi. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Dumnezeu să aibă milă de cei dragi ai dumneavoastră, din casele dumneavoastră. Și fie ca orice măsură disciplinară să fie spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea din loc. Amin. Amin.